În ultimii ani am avut de mai multe ori probleme cu somnul și tot timpul am încercat să caut cauzele. Vreau să vă spun câteva din cauzele care m-au afectat pe mine și nu am putut să dorm cum trebuie, deși somnul este extrem de important pentru că organismul atunci se regenerează cel mai bine și în plus că dacă avem o viață activă, fizic sau intelectual, am belit-o dacă nu dormim bine. De cele mai multe ori făceam o greșeală enormă care arăta așa. Termostatul era pe minim 25 de grade pentru că mie îmi plăcea să stau în pantaloni scurți și în tricou iarna în casă. Nimic mai nociv. Temperatura optimă este până în 20 de grade, nu vreau să zic 18, că încă nici eu n-am ajuns la 18, dar am început să reduc treptat cu câte 0,5 grade. Funcționează căci corpul are capacitatea de a se dezobișnui, atât este de inteligent. Altă cauză ar fi praful. Chiar dacă nu ne dăm seama, noi, de exemplu, avem geamurile de la dormitor către stradă. Se depune praful fără să îmi dau seama neapărat, dar fiind alergică încep să strănut și așa, dacă îl caut, îl mai găsesc. Aerisirea dormitorului. Să fie rece, să fie aer bun, aer curat înainte să te culci. Îl deschid cam înainte cu 2 ore ca să circule aerul. Și dacă ai 2 geamuri cum am eu, este cu atât mai bine că se face curent și circulă mult mai bine aerul. Dacă nu ai probleme majore, să știi că astea o să te ajute foarte mult și în plus nu o să te mai trezești înfundat, inflamat sau obosit. Simplu, nu? Dar să știți că mie mi-a luat ceva timp să le descoper.